Obligarea unităților de schimb valutar de a filma toate operațiunile financiare efectuate trezește îngrijorări în rândul deputaților PAS. Parlamentarii vor să fie siguri că atunci când persoanele publice vor apela la serviciile exchange-urilor, imaginile lor nu vor apărea în spațiul public. Deputatul Partidului Acțiune și Solidaritate, Vasile Grădinaru, și-a exprimat această îngrijorare în timpul dezbaterilor în Comisia Economie, Bugeți și Finanțe asupra proiectului de lege prezentat de Banca Națională și care obligă unitățile de schimb valutar să filmeze procesul de convertire a banilor. Parlamentarul susține că sunt mulți oameni, inclusiv persoane publice, care își păstrează banii în afara conturilor bancare. O persoană publică, indiferent, a mers să schimbe, nu știu, are el o sumă mai mare, 5.000 de dolari, nu știu. Și după asta apare în public, cum iată, o persoană publică, schimbă, uitați-vă câte mii de dolari. Cum putem noi evita acest lucru? Ca, iată, în public să apară asemenea lucruri. Pentru că noi ne dăm seama că prin asemenea lucruri poate fi, nu știu, discreditat o anumită persoană. S-a pus într-o situație jenantă. Șeful Departamentului Sisteme de Plăți din cadrul BNM, Victor Șușu, i-a răspuns deputatului PAS că oamenii onești nu trebuie să aibă asemenea temeri, mai ales că potrivit legislației naționale, persoanele publice nu au dreptul să tăinuiască veniturile. Noi înțelegem îngrijorările dumneavoastră în privința acestui aspect, dar cred că vor fi, nu cred, la sigur vor fi elaborate niște reglementări secundare prin care vor fi expuse niște cerințe mult mai stricte privind protecția astfel de date. Plus există Centrul Național de Protecție a Datelor Caracter Personal care sunt responsabili de aplicarea și sancționarea celor care legii respective. Și doi, toate resursele financiare a unui om onest, ele sunt transparente, publice și nu văd o problemă că cineva să mă filmeze, să le publici lucrul ăsta, mai ales când tem subiect sau declarări. Responsabilul de la Banca Națională a declarat că necesitatea înregistrării video a activității unităților de schimb valutar a apărut în urma a sute de petiții venite din partea clienților care se plâng de încălcarea drepturilor. Este vorba despre ignorarea dreptului cetățenilor de a cere timp de 15 minute de la efectuarea schimbului valutar, revocarea operațiunii. Mai mult, casele de schimb valutar refuză să îndeplinească această obligație legală.